însă anul trecut a venit cu reni. Și anul acesta cu ce vine? Cu treni. Thank you.
78 grade. Așa cum am învățat în lecțiile trecute, există mai multe feluri de termometre. Reamuri, Fahrenheit și Celsius. Fiecare are o gradație specifică. Acesta este un termometru Fahrenheit și indică temperatura normală. Doctor, nu glumă! Dacă prezintă simptomele unei răceli puternice, prăjită pe un iert, etc., pulsul se precipită, adică se grăbește, temperatura se ridică, bolnavul își pierde pofta de mâncare, tușește, capcarea îl trage după sine, o sumedenie din os. Mulțumesc, doctor, pentru că dar eu nu pot face niciun efort, nu mă pot mișca. Eu, din potrivă, vă recomand mișcare, cât mai multă mișcare și apoi nu-i frumos să lăsați copiii să aștepte. Care copii? Deci tu suntem așa de spune.
cibul ce le-a venit să mă vândă. Alea băuleț, le-a pus și pune ce cu celălalt, dar să nu-mi face de aur. Dica-dica, dica-dica, hai grăbiți plecarea că o așteaptă copiii să înceapă serbare. Nu, mă, mai nică și tica, hai să dau un telefon cu mine. Alo, aici, moșteam ce vreau să vorbesc cu cineva de la serbarea pământului. Așa-ți faci totdeauna și-mi toți pe cei mari când te ajutorul vostru.
că totul a fost pus la cale de Moș Crăciun. De Moș Crăciun și de mine. Și de mine. Cum tu știai? Se poate, am stat cu Moș Crăciun de vorbă în secret. De asta se s-a stricat mașina. Da, nu e stricată, merge pe roate. Și noi care ți-am pus copilul, s-a chemat doctorul. Tica, 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 hai grăbiți plecarea, s-a sfârșit povestea.